Uite că ne-a luat un titlu înaintea discuției cu liniile de pe cer și dacă tot știi, tot și o poză blancă cu liniile de pe cer. E o isteria, acum nu știu dacă ai văzut, că ne o trăvesc. Ce s-a stea, bă, băiatul? Deci, tu mergi iarna cu mașina? Da. Și iarna când te uiți la mașina din fața ta, dacă are motor termic, da, iese ceva din țeava de eșapament? Normal. Tana. Hai. Tana. Deci nu ne otrăvește nimeni? Nu ne otrăvește. Nu murim, nu mor culturile, nu mâncăm o travă, nu ne crește încă un cap. Nu? Poate, unora da. Nu știu ce să ar fi util, da. Deci astea sunt exact vecine cu planeta e plată și cu... Nu mai știu ce mai zic. Da, când vedem astea și mai multe așa suprapuse, e că a fost trafic intens pe zonă, nu? Da, și pentru că motoarele astea sunt și motoare cu ardere internă, deci cu niște combustibili, care un fel de motorină, jet fuel, un fel de motorină, atâta tot. Tratată. Da, un fel de motorină. Mm-hmm. O bagi acolo, arde, că așa arde turbina. Ele elimină niște gaze, un gaz important al acestei, pe care le este hidrogenul, care ce să vezi, în aer cu cine se întâlnește? Cu oxigenul. Mm-hmm. Și iau, ce să vezi. Că hidrogen cu oxigen dă un fel de apă. Apa acolo imea condensează. Da. Și uite, niște mini norișori. End of story. Mamă, pe asta o trebuie și o punem pe TikTok. Păi nu, ca să înțeleagă lumea, mă, nebunit. Blanco notează-ți minutul ăsta să-l punem pe TikTok. Da, mă, deci gata. Păi nu mai avea misterie. Ce ai făcut? Ne-ai lăsat fără... Șoșoacă acum ce face? V-am stricat isteria. Păi asta zic, Șoșoacă ce face? Nu știu, habar. Din nou la ambasada Rusiei. Eu nu vreau să, nu vreau să contrazic pe nimeni în credințele proprii despre orice. Eu încurajez pe toată lumea să creadă orice. Acum, vreau, da, totuși. Mie îmi place cu libertatea pe pământ. Uite, eu nu sunt stresat de ce văd pe cer. Bine, cine vrea să închine la dungile, poate să o facă liniștit. Da, dar totul are o explicație științifică. Adică unde a venit știința și ne ajută, zic să ne folosim de ea. Da, uite, ce să vezi. În continuare, pe planetă, mai sunt oameni care cred că pământul e plat și că dacă ne ducem pe margine putem scădem. Deci eu le spun cu încredere că dacă stai... Dacă pământul e plat, tu practic zbori așa și la un dat faci așa, nu? Sau păi, fiam, dacă pământul e plat, dacă stai fix pe marginea pământului și te lași un pic așa în jos, nu te afectează asta. A, corect. Eu zic. Testați. Ești mecherie.